Salut! Sunt Andrei de la Expert Tutorial și astăzi vom discuta împreună despre sistemul de operare Windows 7, în cazul meu Windows 7 Ultimate pe 64 de biți. Astăzi vă voi explica cum să găsim niște teme ascunse ale Windows-ului. Toată lumea care este familiarizat cu acest tip de operare știe că vine preinstalat cu un pachet de teme standard. Acest pachet, la un moment dat, ni se poate părea foarte plictisitor. Tocmai de aceea, pentru a evita să instalăm niște teme de pe diverse site-uri și să strice registrii din Windows și apoi să se termine cu o reinstalare de Windows, lucru care nu este foarte plăcut, voi încerca să vă arăt cum putem găsi împreună aceste teme ascunse ale sistemului de operare Windows 7. Țin să vă precizez că este valabil și pentru cei care folosesc Student Edition, Home Edition, fie că e pe 32 de biți, fie că este pe 64 de biți, în cazul meu este pe 64 de biți. Însă, haideți împreună să descoperim acele teme ascunse. Toată lumea știe cum se setează o temă, click dreapta, personalizare. După cum observați, la mine sunt deja instalate și găsite. Sunt împărțite după regiuni, după continente, Africa de Sud, Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia. Însă asta este prea puțin important. Haideți să le găsim împreună. În primul rând, intrăm în My Computer. Apoi, va trebui să intrăm în partiția unde avem instalat Windows-ul, în cazul meu, în C. Vom intra în folderul Windows și vom căuta un folder numit WinSXS. Puteți apăsa de pe tasta W și să-l căutați WinSXS. Intrăm în acest folder. În bara din dreapta sus, la Search, introducem steluță, punct, tim. Și automat ne va căuta aceste teme ascunse. Vă vor apărea ca o listă și în dreptul la fiecare aveți denumirea US, Great Britain, Austria, etc. Pentru instalare este foarte ușor, vă selectați tema pe care doriți să o instalați. Eu voi lua, de exemplu, Marea Britanie. Dublu click. Și după cum s-a și auzit, probabil, tema este schimbată pe Marea Britanie. Cam atât am avut astăzi de arătat. Voi reveni în continuare cu alte șiretlicuri pentru acest sistem de operare, care din punctul meu de vedere este un sistem de operare foarte util, foarte plăcut și foarte ușor de utilizat. Vă mulțumesc încă o dată, ne vedem data viitoare!